Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait, bine v-am găsit la episodul cu numărul 30 din UFC 24. Am rămas la meciul contra cei de la Arsenal în Carabao Cup. Se pare că vom juca cu Arsenal și pe 28 ianuarie. O să jucăm tot în Carabao Cup. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul ăsta, să ținem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. E bine, mi-a scris în comentarii că ne-ar trebui un nou olandez. M-ați oarecum să face puțin. Știu că dar ar fi o idee foarte bună să-l schimb Van Dijk pentru că este bătrân. Însă v-am spus eu că mie îmi place foarte mult body type-ul lui. Body type-ul lui la orice overall, pot să spun și la overall 86, se simte fenomenal. Ne-ați mai spus desigur că ați dori niște videoclipuri cu Ultimate Team. E bine, eu mă joc Ultimate Team, însă nu mă joc foarte competitiv. Eu nu sunt foarte bun la jocul ăsta, să zic așa. Dar sunt cât de cât acolo. Nu știu, pe dacă vreți să o spun să încerc, vă arăt echipa cum arată. Nici cine știe, un weekend link poate vă arăt, poate fac un videoclip ceva. Ok, nu știu, vedem. Oricum, până la urmă m-am gândit și haide să facem de dragul carierei, haide să facem un transfer bombă, să zic așa. Scalvini, scuze frate, dar o să duci pe bancă, iar noi o să facem un nou transfer. E bine, pentru că este și perioada de mercato, noi îl vrem pe De Ligt. O să-l transferăm pe De Ligt, care aparent este la Atletico Madrid, însă nu cred că am destui bani să-l transfer acum, așa că o să aștept să mai primesc ofertă pentru McAllister, pentru că a fost acolo că vrea să plece. O să mai aștept să mai primesc o ofertă pentru el și după aia o să încerc să-l transfer pe De Ligt. E bine, până atunci avem acest meci, așa că haideți să intrăm totuși cu Van Dijk în acest meci. E bine, am cam spart o sezonul ăsta pe Arsenal și tot mai dăm de ea, ceea ce e cam păcat pentru ei. Aceasta este echipa, vedem foarte bine acolo, arată bine. Ciuameni cu Rudiger, se pare că s-au transferat amândoi. Ok. Bine, meciul ăsta, Vini este cam obosit, însă cred că o să joace destul de bine tot meciul. Van Dijk o să-l băgăm aici totuși înapoi. E bine, ce e meciul? Haideți să vedem ce reușim să facem în acest meci în Carabao Cup, unde jucăm turul și returul contra cei de la Arsenal. Bine, frate, acolo pasa bună la Martinez. Haideți să vedem acum dacă vă găsim la cine. La Salah, un șut interesant, însă nu reușește. Asta zic mă, despre asta zic mă, da, asta e bun Van Dijk. Acum oportunitatea lui Musiala, haideți să vedem. Musiala foarte bine, însă ratează, ok, incredibil. Șansă foarte bună pentru Arsenal, haideți să vedem acum bine acolo. Alisson apără șutul lui Jesus. Foarte bine acolo, Vini trece foarte bine, un șut foarte bun, însă nu reușește să înscrie. Hai să fac acum pe Salah, Salah foarte bine, trece acolo. Haideți să vedem, întoarce foarte, foarte bine, pasa este foarte bună, însă șutul nu este bun. Vini foarte bine acolo. Ok, reușim acolo să luăm mingea, mingea la Bellingham, trece foarte bine, Bellingham șutează, boară, incredibil, oprinde din nou, însă pe lângă poartă. E bine, se termină meciul, nu reușim să câștigăm, foarte, foarte, foarte strâns. Bine, următorul meci este contra cei de la Aston Villa, așa că haideți să simulăm rapid, pentru că este un meci destul de ușor. Haideți să vedem și reușim până la urmă să câștigăm. Teo Hernandez marchează Lautaro și Mohamed Salah. E bine, primim până la urmă ofertă pentru McAllister, însă haideți să vedem dacă vor cei de la Arsenal, aparent, interesant, să îl transfere pe 84 de milioane. Ok, ei rămân cu 76. Hai să dăm un 85. Ok, sunt de acord până la urmă cu 85 de milioane de euro. E bine, și se pare că McAllister pleacă de la Liverpool în cele din urmă. După ce că n-a jucat deloc sezonul acesta, s-a gândit să plece. O idee foarte bună, adică chiar nu l-am jucat deloc și sezonul trecut nu prea l-am jucat. McAllister pleacă la Arsenal pe 85 de milioane. Haideți să vedem ce notă primim pe acest transfer. Primim nota C, ok. Însă pentru meciul viitor vreau să-l transferăm pe De Ligt. Haideți să vedem dacă vom reuși totuși. O să încercăm 100 de milioane, hai să vedem dacă acceptă. Ok, n-acceptă deloc. Ok, n-a dat un mare L. Ok, haideți să mai încercăm o dată. Haideți să oferim undeva la 120 de milioane. Ok. Oh, îl vrea direct pe Soboslai? Ok, nu o să-l dăm pe Soboslai. Haideți să vedem dacă vrea, cum v-a spus, 120 de milioane. 122 de milioane și 5% clauză. Haideți să vedem dacă vor 118. 119, ok, o să acceptăm. 119 milioane. Îi dăm desigur important, 4 ani așa cum vrea el, fără clauză. Și o să păsăm tot așa, toate bonusurile. Și 185 de euro, de mii de euro pe săptămână. E bine, reușim până la urmă să transferăm. E bine, primim nota A pentru acest transfer. Best possible deal ar fi fost 112 milioane, interesant, însă noi am reușit să scoatem pe la 119, este destul ok. E bine, haideți să-l punem aici pe The Ligt, haideți să vedem unde este
Uite-l pe De Ligt, uite ce frumos o să stai aici, 89 overall înapoi, overall-ul lui Van Dijk. E bine, Van Dijk, ai fost foarte bun, însă la 34 de ani, cred că este timpul să o lagi mai moale. Lasă-l pe De Ligt să-și facă Dumbla. E bine, haideți să mergem să-i dăm și un development plan destul de bun. El oricum are overall destul de mare, 89 este destul de mare, așa că o să-i dăm un sweeper, cred că îi se potrivește perfect. E bine, și acum putem spune că suntem pregătiți pentru meciul contra cei de la Arsenal, însă McAllister este la Arsenal. E bine, da, echipa asta arată destul de bine acum. Am rezolvat și cu fundașul Konate. Acum a fost 91 Konate. Ok. E bine, ce meciul. Haideți să vedem ce reușim să facem contra cei de la Arsenal în returul Carabao Cup. Bine, Vini foarte bine acolo. Pasă foarte bun la Martinez. Martinez! Ce rapid înscriem. Martinez cu execuția perfectă. Face 1-0 minutul 6 sau 7, cum vrei să urmești. Foarte bine, Martinez. Revedem faza foarte bine. Pleacă acolo Vini. Pasă în spate cu călcâiul la Martinez și Martinez de la 16 metri de distanță, o bubuie aproape de vinclu. Arnold foarte bine acolo la Szoboszlai, Szoboszlai, concentrare destul de bună la Theo Hernandez, Theo Hernandez la Bellingham, însă o dă mai mult despre portar. Foarte bine acolo, șansă pentru Arsenal. Ok, ne egalează Arsenal în Carabao Cup. Haideți să vedem pasele foarte bune. A prins aici off guard și nu mai avea cine să se bage în fața mingii. Foarte bine acolo Vinicius. Vinicius, mamă cât de aproape. Șansă foarte bună pentru Arsenal, însă șutul este foarte peste poartă. Vine acolo Salah, are viteză. Haideți să vedem acum ce va face Salah. Sunt foarte mulți totuși. Pasa este bună și șutul lui Musiala, cred că reușește acolo. Nu, Bellingham, a fost Bellingham, ok. Reușește Bellingham să o bubuie din fața porții. Îi face 2-0 pentru Liverpool și ne pune în avantaj. Revedem faza cât de bine a continuat acolo Salah. A trecut de fundaj și pasa foarte bună la Bellingham. Și Bellingham cu finalizarea reușește să scrie. O greșeală acolo, foarte bine acolo, avem foarte mult spațiu. Haideți să vedem, haideți să vedem Martinez. Martinez, da, n-avea cum să rateze. 1-1 cu portarul, se face 3-1 și deja e clar ce se întâmplă. Foarte bine acolo Saka, haideți să vedem acum Saka. Saka, oh, ce fault. Foarte bine acolo Martinez, cât de bine s-a întors și ce șut bun. Reușește Martinez să facă 4-1 la finalul meciului. Martinez cu hat-trick-ul, dacă nu mă înșel. Foarte bine Martinez, revedem faza, cât de bine s-a întors acolo Martinez. Iar portarul n-a putut să apere acest șut. E bine, și se termină meciul, reușim acolo să câștigăm cu 4-1 în acest meci și se trece mai departe în Carabao Cup. E bine, următorul meci este în Emirates Cup, este contra cei de la Hull City. Este un meci important, însă cred că o să-l simulăm. Haideți să vedem, ne riscăm? Haideți să ne riscăm la Emirates Cup, ne riscăm să-l simulăm. Dăm un quick sim, băgăm cea mai bună echipă. Haideți să vedem totuși. Și quick sim și reușim. Ok, mamă, cât de la limită. Reușim acolo să câștigăm 3-2. Înscrie Bellingham, Mo Salah și Vini. E bine, suntem la sfârșitul perioadei de mercato din ianuarie. Noi am făcut destul de bune transferuri, adică am făcut doar unul care l-a fost destul de bine, adică De Ligt. Un transfer foarte bun, primim o ofertă de la Real Madrid pentru Vinicius de 262 de milioane. Wow, ce ofertă pentru Vinicius, dar nici nu știu dacă s-o accept. Dacă o acceptăm, practic se transferă în următorul sezon, ceea ce înseamnă că o să mai rămână la noi până când se transferă. Cred că o să accept, cred că o să accept, dar știți ce? Pentru că oricum noi o să încheiem această carieră după acest sezon, deci ca idee. Să știm noi că Vini s-a dus înapoi până la urmă la Real Madrid. O acceptăm, băieți? Am acceptat-o. Ok, am acceptat-o. E bine, avem Mouse-ul Scout in Report. Haideți să vedem dacă găsim ceva. Nu e bun, nu e bun, nu e bun, nu e bun. Absolut nimic la italieni, însă poate avem norocul la români. Nu, 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 nu e bun. Haideți să vedem totul la englez, poate găsim ceva. Nu e bun, nu e bun, nu e bun. E bine, următorul meci este în Premier League contra cei de la Newcastle. Vedem că Newcastle stă destul de bine pe locul 3. Leeds încă este pe locul 4, ok, stă destul de bine. Acest meci îl vom simula, haideți să vedem ce va reuși echipa noastră să facă. Vom intra desigur cu toată echipa, haideți să vedem, îi dăm un quick sim și reușim să-i batem cu 4-0. Lautaro, Mo Salah și Vinicius marchează două goluri. Vine următorul meci, este contra Crystal Palace, care tot la fel o să-l simulăm. Tot la fel quick sim și ok, este egal. Messi marchează, Lautaro ratează o penalty, ah. Însă Mo Salah marchează și el. E bine, se face transferul, Vinicius la Real Madrid, un F.
Sunt total de acord, însă totuși la Real Madrid. Însă m-am zis, noi încă l-avem pe Vinicius aici, pentru că o să plece tocmai la sfârșitul sezonului, când nu o să mai jucăm noi. Însă a fost o idee foarte interesantă. 3 ani a stat la Liverpool, iar după aia s-a întors cu overall-ul crescut imens de la 89 la 95, e ceva. E bine, următorul meci este contra Sheffield United. Haideți să simulăm rapid. Dăm un quick sim și la asta și reușim să-i batem. Bellingham, Szoboszlai și Lautaro marchează. E bine, următorul meci este în Champions League contra la cei de la Atletico Madrid. Aceasta este echipa lor: Darwin Nunez, Openda, João Cancelo, Oblak în poartă. Destul de bună echipa. Însă echipa asta clar este superioară. Doar uitați-vă la Alisson, 93 overall pentru un portar. Deci efectiv pentru un portar cred că este imens, 93 overall. Adică gândiți-vă care e potențialul unui balon de aur. E bine, ce meciul, haideți să vedem ce reușim să facem în Champions League contra cei de la Atletico Madrid. Șansă pentru Atletico Madrid, Bruno Guimaraes, foarte bine acolo, pasă bună, însă apără portarul acest șut. Corner pentru Atletico Madrid, destul de periculos la Nunez, un cap destul de bun, însă respingem. Încă o șansă pentru Atletico Madrid, trece destul de bine. Șutează însă peste poartă. Foarte bine acolo, Salah are viteză, se poate duce singur. Haide Salah, foarte bine finesul, însă nu reușește. Ocazie foarte bună pentru Atletico Madrid, însă portarul nostru neapără. Alisson este foarte bun portar. Foarte bine acolo, pasa la Vini, du-te Vini, ai viteză. Haide să vedem la... Foarte bine, incredibil, mamă, deci nu mai enumeram numele. Nu mai enumeram numele. Martinez reușește un asemenea gol. Wow, wow, un asemenea gol. Ce farfecă, l-a umilit pe Oblak, l-a umilit. Deci a fost Ronaldo în Champions League aici. Uitați-vă frumos ce bine a alergat Vini acolo. Dar și ce farfecă de la Lautaro, chiar nu mă așteptam absolut, deci absolut deloc să marcheze. Însă uitați-vă ce farfecă, incredibil. Oh, este foul, este foul, clar. Haideți să vedem, îi va da cartonașul galben. Ok, haideți să vedem, ocazie pentru noi. Alexandre Arnold va bate. Haideți să vedem, ceva de genul aș vrea să bat. Haideți să vedem dacă v-am reușit să-mi scriem. Foarte bine acolo, aproape, aproape, foarte aproape. Bine acolo, Vinicius are viteză, se poate duce. Vinicius se duce foarte bine. Centrare foarte bună la Salah. Salah este acolo blocat, acel șut. Haideți să vedem acum o centrare la Salah. Salah foarte bine pe verde. Mamă, ce bară, incredibil. Vinicius Junior foarte bine acolo. Un șut foarte bun, însă este pe mijlocul porții. Corner pentru noi din nou. Haideți să vedem la Salah. Data asta din nou. Wow, i-a spart capul la jucătorul ăla. I-a spart de vei capul. Încă o șansă, haide, reușim. Haide mă, vreau să-mi scriu un gol de genul. Pe verde din nou. Apăr portarul, incredibil. Încă o dată, haide, din nou. Păva, nu e pe verde data asta. Centrare bună, însă reușește acolo Alisson să o respingă. Haide să vedem, corner pentru Atletico Madrid. Centrare destul de bună la Nunez. Nu reușește să înscrie însă. Vine acolo Musiala. Haideți să vedem acum pe Musiala. Musiala foarte bine acolo la Bellingham. Bellingham reușește cu poarta goală să înscrie. Face 2-0 minutul 81 sau 82. Vedem faza foarte bine aplicată acolo Musiala, însă și ce pasă bună, dar și ce șut bine plasat, pot să zic că putea să rateze, sau nu, de fapt nu putea, dar în fine. E bine, se trebuie meciul, reușim să câștigăm în turul, în acest meci, în turul, cred că semifinalelor sau quarter finals și aia genul, cu 2-0 versus cei de la Atletico Madrid. E bine, următorul meci este contra cei de la Burnley, așa că haideți să-l simulăm rapid. Băgăm toată echipa și haideți să vedem ce reușim și reușim să-i batem. Musiala înscrie, Szoboszlai și Mo Salah. Bine, următorul meci este contra cei de la Bournemouth în Carabao Cup, însă acest meci vă vom juca în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul ăla, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat. Pa, pa!